S-ar putea, dragii mei, să fim în mulțimea asta mare de oameni, unii dintre noi care să ne uităm la acești băieți și fete care sunt aici în față, la persoanele mai în vârstă care sunt undeva mai în spate și să ne punem întrebarea: cum au ajuns aici? Ce anume i-a determinat să fac o alegere de felul acesta, la vârsta asta în viață? Când aveau alte perspective, așa cum au toți tinerii din această lume, se opresc undeva într-o biserică, în cadrul acesta public, și spun: vrem să-L slujim pe Dumnezeu. Cum au ajuns aici? Vreau să vă spun că, la fel ca dumneavoastră, am fost și eu interesat de parcursul acesta lor și când am avut prima întâlnire cu ei la cateheză, le-am pus această întrebare individual: cum ai ajuns să te decizi să te botezi? Tu cum ai ajuns? Cum ai ajuns aici? Vreau să vă spun că fiecare dintre ei are povestea lui foarte interesantă. Și dacă ar fi să sumarizez până la urmă mărturirile lor, celor care într-un mod foarte serios se botează în apă înaintea lui Dumnezeu, aș putea spune că cel care se face vinovat, în ghilimele, de faptul că sunt aici, este cuvântul ăsta lui Dumnezeu. Pentru că prezența lor în apa botezului înseamnă să-și mărturisească credința înaintea lui Dumnezeu. De unde o fi venit credința asta? Dacă a venit doar de la tata și de la mama, dacă e o tradiție de familie, vreau să vă spun, n-are niciun rost botezul acesta. Însă dacă această credință vine din cuvântul lui Dumnezeu, toți tineri ăștia, sau cei mai puțin tineri, fac ceea ce trebuie să facă în acord cu voia lui Dumnezeu. În această carte stă scris: credința vine prin auzirea cuvântului lui Dumnezeu. De aceea și în această seară am deschis Cartea Sfântă și cuvântul lui Dumnezeu și mă rog Domnului ca și în seara aceasta cuvântul să se facă vinovat de multe convingeri, dragii mei, și decizii pentru Dumnezeu. Va trebui să fim foarte operativi de acum înainte, timpul a trecut așa de repede și foarte încărcat, a fost foarte încărcat programul. Le-am cerut și fraților care vor intra în apă să fie foarte operativ, voi încerca și eu să fiu foarte operativ cu predicarea. Dar vreau să vă întreb dacă vă mai aduceți aminte cum a început citirea cuvântului din seara aceasta din epistola pe care Apostolul Pavel a scris-o Efesenilor, capitolul 2. Primul cuvânt care este din acest capitol cu vreo 22 de versete. Poate vă uitați repede. Voi. Uitați-vă. Voi. E acest pronume voi. Și dacă vă întreb în această seară la cine se adresează, la cine se referă cuvântul acesta care urmează după voi, dragii mei, ori ați putea să răspundeți la întrebarea asta? Una zice, cu siguranță Efesenilor, că doar lor le-a fost scrisă cartea aceasta către biserica din Efes. Așa este. Dacă acest cuvânt al lui Dumnezeu este scris doar către efeseni, întrebarea mea este: cel mai citim noi în seara asta? Sau este cineva în sală care poate zice: acolo mă găsesc și eu? Este cineva între cei îmbrăcați în haine albe în seara aceasta care să poată zice înaintea lui Dumnezeu: cred că despre mine e vorba atunci când zice voi? Sunt în sala asta oameni la care să le se adreseze cuvântul ăsta lui Dumnezeu? Sau aici îmbrăcați în haine albe? Sau undeva pe la balcon? Dragii mei, știți cine sunt oamenii ăștia? Oamenii care au experimentat în viața lor o schimbare radicală. Dacă vă uitați cu atenție și citiți cu atenție cuvântul ăsta lui Dumnezeu, mereu se vorbește despre odinioară, altă dată, vremea de atunci și între prezent, între acum. E o diferență uluitoare. Acum este altfel. Și dacă cineva, dragii mei, a experimentat această schimbare, acum e altfel ca altădată, poate să intre acolo în apa botezului să spună: vreau să-L slujesc pe Dumnezeu până la capătul vieții mele. Vreau să predic în această seară foarte scurt despre omul care nu mai este ca altădată. Uitați-vă la fiecare din locul acesta, îmbrăcați în haine albe,
Când intră acolo în apa botezului, trebuie să intre omul care nu mai este ca altă dată. Bine, nu sunt ca altă dată, că sunt îmbrăcați în haine albe, dar peste un ceas probabil o să-i vedeți în hainele acelea cu care vine la biserică și ați văzut de multe ori cu hainele acelea. Nu la asta se referă. Întrebarea asta, bun, dar ce nu mai este ca altă dată? Dacă oamenii ăștia care nu mai sunt ca altă dată trebuie să intre în apa botezului, să se boteze, ce nu mai este ca altă dată? Primul lucru care aș vrea să-l spun în seara aceasta, că nu mai este ca altă dată, este starea lor. Bun, dar cum era starea înainte? În capitolul acesta 2, cuvântul Domnului spune așa: voi erați altădată morți. Uitați-vă la ei. Chiar credeți că tineri ăștia au fost cândva morți? Dragii mei, chiar credeți? Sau surorile acelea mai în vârstă de pe a treia bancă? Chiar credeți asta? Frații mei, prieteni dragi, ce am citit aici, n-am citit din altă parte decât din Biblie, din cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Și Biblia asta este adevărată, credem că este adevărată. Și Biblia asta zice, voi erați morți, asta era starea voastră. Și Pavel are curajul ăsta să meargă mai jos să spună, între ei eram și noi, toți, odinioară. Vă vine să credeți că lumea asta în care trăim noi, lume fără Dumnezeu, e un mare cimitir? Vă vine să credeți? Un cimitir ceva mai special. Un cimitir în care oamenii sunt îmbrăcați frumos la costum și cravată, se duc la serviciu, merg la școală, își caută distracții și plăceri. E cimitirul în care oamenii se mișcă. Și cu toate acestea sunt morți. Din punct de vedere spiritual sunt morți. Și vreau să vă spun, știți foarte bine, în moarte nu există grade. Nu există mort, mai mort și cel mai mort. Nu există așa ceva. Este mort și gata. Cel care a murit de o jumătate de oră este la fel de mort ca cel care a murit de 10 ani. Cel care a murit lovit de tren este tot la fel de mort ca și cel care a murit la spital sau acasă pe pernă. E mort. Bun, dar ce avem noi de discutat despre morți când suntem frumoși și ne uităm unii la alții aici în Biserica lui Dumnezeu? Știți ce înseamnă, dragii mei? E vorba de o moarte spirituală care nu ne lasă să fim receptivi la cuvântul lui Dumnezeu. Așa ca un mort din ăsta pe care îl pui în sicriu sau îl duci la cimitir, oricât l-ai striga, orice ai vrea să comunici cu el, oricât ai vrea să-i spui lucruri interesante, l-ai cunoscut în viață și s-a dus și ai vrea să-i spui ceva ca să te priceapă, nu-i receptiv la ce spui. Ei, mortul din punct de vedere spiritual nu-i receptiv la cuvântul lui Dumnezeu. Poate striga Dumnezeu din cer cât vrea el și oricum ar vrea Dumnezeu, nu-i receptiv. Eventual zice, asta nu mă interesează. Când Pavel era în fața lui Felix și predica cuvântul lui Dumnezeu despre înfrânare, despre neprihănire, despre judecata viitoare, a zis, altă dată, te ascult altă dată. Adică nu mă interesează. Nu vreau să fiu receptiv la mesajul ăsta care vine de la Dumnezeu din cer. Ei, dragii mei, spune Sfânta Scriptură în această seară că acești morți într-o zi au fost aduși la viață și astăzi nu mai sunt ca altă dată. Și uitați-vă la ei. Așa ar trebui să fie fiecare adus la viață, adică receptiv la cuvântul lui Dumnezeu. Că asta înseamnă să fii viu, să fii receptiv la ce vorbește Dumnezeu din ceruri. Vreau să vă spun că apostolul Pavel sau Saul din Tarsă, înainte de a fi apostolul Pavel, oricât de religios a fost el și învățat la școala lui Gamaliel despre legea lui Dumnezeu, era mort din punct de vedere spiritual. Și oricât îl striga Dumnezeu, oricât îl căuta prin Hristos, el avea legea lui, nu se lăsa de legea lui. Vă întreb, a venit într-o zi omul ăsta la viață în Hristos? Și când l-a strigat din cer Domnul și
a zis către el: Saule, Saule. A fost momentul în care mortul ăsta a fost adus la viață și a zis: cine ești tu, Doamne? Și într-un final a zis: Doamne, ce vrei să fac? Adică vreau să fiu receptiv la cuvintele tale. Omul care nu mai este ca altă dată, este omul adus din moarte la viață și devine receptiv la cuvântul lui Dumnezeu. Domnul Dumnezeu să-i facă pe toți de aici în felul acesta. În al doilea rând, un al doilea lucru în care nu mai sunt ca altă dată este influența. Nu știu dacă dumneavoastră v-ați uitat vreodată la viața dumneavoastră să vedeți de ce trăiți cum trăiți. De ce aveți stilul de viață pe care îl aveți. Și Apostolul Pavel spune în această carte, în epistola către Efeseni, lumii acesteia. Dumneavoastră, făcând parte din lumea asta, trăiți după mersul lumii acesteia? Vreau să vă spun că la baza stilului de viață al lumii fără Dumnezeu stau trei filozofii importante. Umanismul, materialismul și hedonismul. Umanismul îl pune în centru pe om. Omul este un fel de Dumnezeu. El este undeva în vârful piramidei, nimeni nu este mai presus decât el. N-are nevoie de Dumnezeu. Materialismul pune în centru materia. Elementul primar este materia, conștiința este un element derivat. Materia contează. Și toată alergarea noastră, dragii mei, este pe baza acestui principiu. Hedonismul este căutarea plăcerii. Ceea ce contează este plăcerea. Spuneți dumneavoastră dacă stilul de viață fără Dumnezeu nu are la bază aceste trei idei. Omul în centru, cu toate pretențiile, cu toate capriciile lui. Materia. Asta contează, suflet nu contează. Plăcere și nimic mai mult. Ei, dragii mei, spune Apostolul Pavel, de acolo era influența vieții voastre. De la mersul lumii acestea fără Dumnezeu. Dar mai este o influență. Și de unde vine asta? De la Domnul puterii văzduhului. A, dar ca să poți vedea că de acolo vine influența, trebuie să crezi că există. Și nu face altceva diavolul sau Domnul puterii văzduhului decât să te pună în conflict cu Dumnezeu. De la început diavolul asta a făcut, să ne răscoale împotriva lui Dumnezeu și dacă Dumnezeu a zis asta, noi să o facem invers. A zis Dumnezeu către Adam și către Eva în grădina Edenului, să nu mâncați din pomul acela, în ziua când mâncați moriți. Și a venit diavolul și a zis, dar de unde? Nu muriți. În ziua în care mâncați din pomul ăsta, adică încălcați în picioare porunca lui Dumnezeu sau ce a zis Dumnezeu, în ziua aceea sunteți ca Dumnezeu. Adică fă pe dos. Dacă diavolul s-a dus să-l atace pe Iov în toate felurile, știți ce a vrut să facă diavolul cu Iov, dragii mei? Știți? Să-l răscoale împotriva lui Dumnezeu. Să scoată câteva expresii, dragii mei, sau câteva cuvinte din gura acestui bărbat neprihănit, care toată viața s-a străduit să se depărteze de rău și să facă binele, să fie după voia lui Dumnezeu. Diavolul stătea undeva și pândea într-un coș și zicea, să aud eu că zice omul ăsta blestem împotriva lui Dumnezeu. Încerca să-l influențeze prin necazurile vieții, prin falimentele prin care a trecut, prin soția lui care nu mai putea să rabde lângă el suferința prin care trecea Iov. Și a venit la el și a zis, blastă-mă-l pe Dumnezeu și mori. Și abia aștepta diavolul să blasteme Iov pe Dumnezeu. De acolo vin influențele acestea. De la lumea asta, de la mersul ei, de la filozofiile ei de viață, de la diavol, și spunea Pavel, și din natura noastră păcătoasă, din firea noastră. Spuneți noastră dacă n-ați simțit câteodată în viață câte o pornire așa, vreau asta. Am chef de asta.
Și dintr-o dată, în firea pământească, în simțurile noastre, să spun așa, se nasc tot felul de dorințe contrare voinței lui Dumnezeu. Și dacă le dăm curs, suntem în conflict cu Dumnezeu. Ei spunea Pavel aici, de la aceste influențe voi ați fost adus la altceva. Și dacă stilul vostru de viață a fost influențat de mersul lumii, de diavol sau de firea voastră pământească, trebuie să începeți să trăiți după voia lui Dumnezeu, sau cum spunea Apostolul Pavel aici, ascultați-mă, după faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, să umblăm în ele. Aceste fapte bune sunt voia lui Dumnezeu. Așa trebuie să trăim. Să fim eliberați de aceste influențe care ne duc înspre rău, ne îndepărtează de Dumnezeu, ne pun în conflict cu Tatăl nostru din cerul, cu Creatorul nostru, și să începem să ne punem sub această influență care vine din cer, de la Dumnezeu, care a pregătit faptele bune ca noi să umblăm în ele, să ne iubim unii pe alții, să ne iertăm unii pe alții, să ne respectăm unii pe alții. Asta trebuie să întâmple cu fiecare. Un alt lucru care nu mai este acum ca altă dată, este statutul. Nu mai este starea, nu mai este influența, nu mai este statutul. Sfânta Scriptură spune aici că cei care erau odinioară fără Dumnezeu aveau un statut care se numește aici în Scriptură străin. Voi erați străini de Dumnezeu, fără lege, fără Dumnezeu în lume, fără drepturi. Că de fapt așa e un străin, nu? Un străin este fără drepturi, nu? Oricât de civilizată și de democrat ar fi o anumită țară, duceți-vă în America. Poate țara cea mai democrată din lume. Dacă ești străin acolo și n-ai cetățenie americană, n-ai drepturi. Ai unele, dar n-ai drepturi. Că străinul n-are drepturi, dragii mei. Spune în cartea aceasta, în cuvântul lui Dumnezeu, când dă Dumnezeu legea și fixează paștele pentru evrei, zice așa, străinul n-are voie să mănânce din el. N-are drept. Și Dumnezeu îi avertizează pe evrei să știe cum să se poarte cu străinul, zicându-le, aduceți-vă aminte că și voi ați fost străini în țara Egiptului. Și când ați fost străini, știți cum ați trăit? Ați avut drepturi. Vă fixa șeful norma de cărămiți, trebuia să o faceți. N-aveați dreptul nici măcar să vă plângeți. Și când ați început să vă plângeți că e prea greu, că nu puteți face norma, v-a scos la trânspaie și v-a păstrat norma de cărămiți. Că străinul nu are drepturi. Ei, zice cuvântul lui Dumnezeu, nu mai sunteți așa. Nu mai sunteți străini. Sunteți cetățeni împreună cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. Frații mei, credeți asta? Credeți? Că nu mai suntem străini din punctul ăsta de vedere. Și că Dumnezeu ne-a dus și ne-a dat un statut care se cheamă cetățeni împreună cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. Știți ce înseamnă lucrul acesta pentru noi? Este extraordinar. Înseamnă că Dumnezeu ne-a luat din lumea asta, unde umblam străini și besmetici în această lume, și ne-a dus în casa lui să ne integrăm în casa lui Dumnezeu. Suntem parte din familia lui Dumnezeu. E important pentru dumneavoastră, cei care trăiți lucrul acesta. Știți că atunci când Dumnezeu zice biserica mea, Dumnezeu se gândește la fiecare de aici și la cei de aici. Ion, Maria, Ștefan, Ioana, Lina. E important să știi că Dumnezeul care a creat cerurile și pământul, Dumnezeul acesta care nu-i cuprins, dragii mei, în timp, n-are început, n-are sfârșit, Dumnezeul acesta care poate toate lucrurile, se oprește în loc și se gândește la tine. E important lucrul acesta. Pentru că ești om din casa lui Dumnezeu. Te-ai integrat în această
clădire, în acest templu, în această familie care este Biserica lui Dumnezeu. Asta înseamnă să fii integrat. Să fii integrat în Biserica lui Dumnezeu înseamnă că tu împreună cu ceilalți aveți aceeași experiență spirituală. Uitați-vă la oamenii de aici, suntem așa de diferiți. Uitați-vă la cei îmbrăcați în haine albe, așa de diferiți. Știți că toți avem ceva în comun. Dragii mei, nu o religie, nu vă gândiți la asta. Nu la asta vă gândiți. Când am fost aduși în casa lui Dumnezeu și am primit statutul ăsta de cetățeni împreună cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu, avem o experiență comună. Și, dragii mei, credeți că Apostolul Pavel, marele Apostol Pavel, e mare Apostolul Pavel, nu? Și Petru, și femeia păcătoasă, și Zacheu, și ologul acela care a fost lăsat așa prin acoperiș în fața Domnului. Știți că toți ăștia au o experiență comună? Știți? Știți care este experiența asta comună? Iertarea de păcate. Asta e experiența comună. Nu toți au avut experiența vindecării ca ologul acela care a fost lăsat prin acoperiș. Nu toți au avut experiența să stea la picioarele Domnului, să plângă și să curgă lacrimile pe picioarele Mântuitorului. Nu toți au avut experiența să vadă strălucind o lumină din cer cum a avut Saul din Tars. Dar experiența comună este, dragii mei, că toți am fost iertați de păcate în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Asta este experiența comună. Și asta ne face să ne integrăm în Biserica lui Dumnezeu. Dar atunci când ne-a dat acest statut nou de cetățeni și de oameni în casa lui Dumnezeu, nu doar că ne-a dus să ne integrăm în biserică și în casa lui Dumnezeu, ne-a dat niște drepturi. Cetățenii au drepturi. Și poate vă întrebați care sunt drepturile acestea și nu vreau să le enumăr în seara asta că sunt mai multe. Unul dintre ele, dragii mei, sau două. Unul dintre aceste drepturi este că beneficiem sau avem dreptul să beneficiem de toate binecuvântările împărăției lui Dumnezeu. Și vă întreb, sunt binecuvântări în împărăția lui Dumnezeu? Să fii cetățean împreună cu sfinții în casa lui Dumnezeu înseamnă să ai la îndemână ceea ce Dumnezeu pune la dispoziția bisericii sale. Spunea Apostolul Pavel când scria Romanilor, împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură. Asta țin de materie, de lumea aceasta. Împărăția lui Dumnezeu este pace, neprihănire și bucurie în Duhul Sfânt. Când ne-a dat statutul acesta de copii al lui Dumnezeu, dragii mei, Dumnezeu din cer ne-a dat dreptul să beneficiem de astea. Să avem pace, să avem neprihănire, să avem bucurie în Duhul Sfânt. Nu-ți povești astea? Ați putea să ascultați mărturii cu grămadă, sute de mărturii din locul acesta, că atunci când Dumnezeu i-a adus în biserică și i-a integrat în biserică, i-a făcut cetățeni în împărăția lui Dumnezeu, le-a dat dreptul să primească binecuvântări cerești. Dar știți care este un alt drept și cu asta vreau să închei? Dreptul de a fi tratați cu demnitate. Străinul nu-i tratat totdeauna cu demnitate. Când fiul risipitor a plecat de acasă și și-a luat lumea în cap, a ajuns străin printre străini, într-o zi zice Biblia că a vrut să se lipească de unul dintre locuitorii țării, acolo unde era străin. Vă întreb, cei care citiți Biblia, a fost tratat el cu demnitate? Cu respect? Zice Biblia că omul l-a luat și l-a trimis pe ogor să-i păzească porcii. Atât de jos l-a coborât. Nu l-a tratat cu demnitate? Când Dumnezeu ne dă statutul ăsta de cetățean în împărăția lui Dumnezeu, om din casa lui Dumnezeu, Dumnezeu începe să ne trateze cu demnitate, cu respect. Ne dă valoare, ne apreciază. Nu prin ceea ce suntem noi, prin forțele proprii, prin ceea ce Dumnezeu a făcut din fiecare dintre noi, în Hristos Iisus. Și când toți se uitau poate pe geam așa când a intrat Domnul în casa lui Zacheu și poate mereu aduc exemplul acesta înaintea dumneavoastră și începeau să critique, a intrat să găzduiască la vameșul ăsta. Nu prea vreau oamenii să stea în preajma lui. Era șef de vamă,
și trăgea de la toți și înșela pe toți. Și Domnul a zis, el este fiul lui Avram. Ce ziceți? Îl tratează cu demnitate sau nu îl tratează cu demnitate? Noi în lumea asta în care trăim, dragii mei, sau oamenii care trăiesc fără Dumnezeu, străini în această lume, nu-ți tratați cu demnitate totdeauna. Până când Dumnezeu ia din lumea asta și îi mântuiește în Hristos Domnul, îi așează în casa lui și Dumnezeu începe să-i trateze cu demnitate și le spune, fiii mei, copiii mei, moștenitori împărăției lui Dumnezeu. Într-o zi, dragii mei, vom fi moștenitori împreună cu sfinții a împărăției lui Dumnezeu. Domnul Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți. Vreau să mă opresc aici, timpul a trecut deja așa de repede. Oamenii ăștia care sunt aici îmbrăcați în haine albe trebuie să fie altfel decât altă dată. Dacă nu este asta, tot botezul acesta nu-i nimic. Oamenii care intră să se boteze, dragii mei, trebuie să fie oameni altfel decât altă dată. Altă stare. Nu mai sunt morți în păcate și fără de legi. Aduși la viață în Hristos. Trebuie să se fie așezat sub o altă influență. Stilul de viață nu influențat de lume, de filozofiile lumii, de diavol sau de firea pământească. De influența asta care vine de sus, prin Hristos Domnul, prin puterea Duhului Sfânt, prin cuvântul Scripturilor. Nu mai sunt străini, nu mai au statutul ăsta de străini în lume. Sunt cetățeni împreună cu sfinții și Dumnezeu îi tratează cu demnitate. Slăvit să fie numele Domnului, să vă binecuvânteze Dumnezeu și pe noastră pe toți. Amin. Haideți acum să stăm ridicați în picioare. E bine după mai bine de două ceasuri să stăm ridicați în picioare, să cântăm împreună spre slava Domnului.